Pompierii au fost sesizați joi seara să intervină la un caz neobișnuit în municipiul Târgu Jiu. Aceștia au fost solicitați după ce un localnic de pe strada Cristian Oancea a observat un jder chiar în copacul din fața apartamentului. Ajunși la fața locului, reprezentanții DSV au tranquilizat animalul sălbatic, recuperat ulterior de pompieri și dus în pădurea din Târgu Cărbunești. Nimeni nu a putut explica apariția acestuia în oraș. Jderul trăiește de regulă în pădurile de deal și de munte, foarte des fiind întâlnit și în pădurile din zona Tizmanei.